1 mai, stradă din centru, zona 0, așa se spune, dar strada are aspectul unui cătun uitat de lume. Cred că este a treia legislatură de când au promis că o fac și n-au făcut nimic, mai ales în centru orașului. Nu faci tu o stradă în plină piață. Plus că nu există canalizare pe stradă. Am vrut să facem noi canalizare și n-am avut de unde să ne legăm ca să putem să facem canalizare, să nu se mai adune apa. Aici nu se poate circula în momentul în care plouă, cum a plouat luna asta mai, îi apă din gard în gard. E, se poate circula, doamnă. Cu cizme de cauciuc. Da. Și la țară găsești rar o asemenea stradă. Deci la țară nu mai găsești asemenea stradă. De zero este o cifră magică pentru această zonă. Adică zero și implicare, zero și rezultate, zero și asfaltare. Se văd rezultatele, se văd. În schimb aveți apă, 100%. Apă, da, de la ploaie. Noroi 100%. Da. Deci când plouă aveți noroi, nu vă trebuie altceva. Da. Și iar când nu plouă aveți praf. Atunci. Să veniți să filmați și atunci și să vedeți cum este, cum ne chinuim cu măturile. Da. Sunteți fericiți într-un fel oricum? Bineînțeles. Aveți apă. Ne spală pe picioare automat, ieftin. Domne, aici a fost asfalt. Doamne, seamănă cu o stradă dintr-un cătun uitat de lume. Da, da. Aici a fost asfaltul înalt, cândva. A venit gazile, a săpat, a venit ce a mai venit, iar a săpat. Dar de asfaltat n-a mai asfaltat nimeni. Până la urmă, urmei, sunteți niște persoane care stați pe o stradă bună. Benefică. Da, zero. Ce transmiteți autorităților locale? Domne, nu m-a disprețat. Zona zero ca valoare, zero ca aspect, se pare. Tot zero la implicarea autorităților locale care dau în continuare dovadă de nepăsare.